Întâlnire de gradul zero în urmă cu câteva ore la Moscova. Premierul Ungariei a făcut o vizită președintelui rus. Cei doi au discutat pentru prima dată despre criza de la granița Ucrainei. Vladimir Putin i-a transmis lui Viktor Orban că Statele Unite și NATO au ignorat principalele solicitări ale Moscovei în legătură cu garanțiile de securitate legate de extinderea spre est. La rândul său, primul ministrul Ungariei a susținut că Uniunea Europeană nu dorește niciun conflict cu Rusia și că vizita sa reprezintă și o misiune de pace. Analizăm получені 26 ianuarie o США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались... Vizita mea de astăzi este în parte și o misiune de pace și aș dori să vă asigur că niciun lider al Uniunii Europene și al statelor membre nu își doresc un război. Suntem în favoarea unei soluții rezonabile. Politica sancțiunilor este sortită eșecului.